Plantele purifică aerul, îți bucură privirea cu frumusețea lor și emană o energie aparte. Există flori care îți pot distruge viața personală, dar există și flori care atrag dragostea. Încearcă să crești una sau mai multe dintre aceste plante și vei vedea cât de repede ți vei găsi fericirea și sufletul pereche. Calatea poate decora orice interior, umplându-l cu rafinament. Fără apă și fără hrană, planta nu va muri nici după un an, așa că este perfectă pentru persoanele care nu știu să aibă grijă de flori. Calatea are proprietăți energetice, fiind capabilă să întărească uniunea căsătoriei și să protejeze dragostea. Clorofitumul are capacitatea de a preveni conflictele sau de a împăca pe cei care s-au certat. Această plantă mai este numită și fericirea familiei sau voalul miresei. Floarea are proprietăți energetice utile celor care doresc să-și construiască o familie puternică și iubitoare. Mirtul îți va decora casa și te va ajuta să scapi de emoțiile negative. Planta păstrează pacea și armonia, încrederea și prietenia într-o familie. Mirtul emite o aromă plăcută și subtilă care poate calma o persoană nervoasă. Siclamenul este capabil să alunge din casă energiile negative, să neutralizeze magia neagră și vrăjile. Siclamenul menține o atmosferă de dragoste, fericire și confort. În plus, atunci când înflorește, planta te va încânta cu frumusețea ei. Relatează m.dcnews.ro.